Ivan Țarevici, Pasărea de foc și lupul cel sur. Trăia odată într-o împărăție oarecare un țar pe nume Vislav Andronovici. El avea 3 fii. Cel mare era Dimitri Țarevici, al doilea era Vasili Țarevici, iar cel mic Ivan Țarevici. Țarul Vislav Andronovici avea o grădină atât de mare și de frumoasă cum nu se mai afla nicăieri alta pe lume. În grădină creșteau copaci de tot felul, dar era și un măr care făcea mere de aur. Se obișnuise să vină în grădina țarului Vislav pasărea de foc. Aceasta avea penele de aur și ochii de cristal. În fiecare noapte venea în grădină, se așeza în mărul preferat al țarului Vislav, lua de acolo mere de aur și își lua zborul. Țarul Vislav Andronovici se necăjea pentru că pasărea de foc îi furase multe mere de aur. I-a chemat la el pe cei 3 fii ai săi și le-a spus: "Copiii mei iubiți, care dintre voi poate să prindă în grădina mea pasărea de foc? Cui mi-o va aduce vie, aceluia am să-i dau chiar înainte de moarte jumătate din împărăție, iar după moarte pe toată." Copiii i-au răspuns într-un glas: "Milostive, tătucă țar, înălțimea ta, ne vom strădui cu mare bucurie să prindem vie pasărea de foc." În prima noapte s-a dus să stea la pândă Dimitri Țarevici. S-a așezat sub mărul din care pasărea de foc fura merele de aur, a adormit și nu a auzit când a venit pasărea și a luat o mulțime de mere. Dimineața, țarul Vislav Andronovici l-a chemat pe fiul său Dimitri Țarevici și l-a întrebat: "Cum e, fiul meu drag? Ai văzut pasărea de foc sau nu?" "Nu, milostive tătucă țar, în noaptea asta ea n-a venit." A doua noapte s-a dus în grădină la pândă Vasili Țarevici. S-a așezat sub același măr, a stat o oră, 2 și a adormit atât de adânc că nici n-a auzit cum a venit pasărea de foc și a ciugulit din mere. Dimineața l-a chemat țarul Vislav și l-a întrebat: "Cum e, fiul meu iubit? Ai văzut pasărea de foc sau nu?" "Milostive, tătucă țar, în noaptea aceasta n-a fost." A treia noapte s-a dus Ivan Țarevici în grădină să pândească pasărea de foc. S-a așezat sub măr și a așteptat o oră, 2, 3. Deodată a văzut că se luminează întreaga grădină, ca și cum s-ar fi aprins multe focuri acolo. A venit pasărea de foc, s-a așezat pe o ramură și a început să ciugulească din mere. Ivan Țarevici s-a afurișat lângă ea și a apucat-o de coadă, dar n-a putut să o țină, fiindcă aceasta s-a smuls și a zburat, iar Ivan Țarevici a rămas doar cu o pană din coada ei în mână. Dimineața, de îndată ce țarul Vislav s-a trezit din somn, Ivan Țarevici s-a dus la el și i-a dat pana păsării de foc. Țarul s-a bucurat că fiul cel mic a reușit să-i aducă măcar o pană. Aceasta era atât de minunată și de strălucitoare, încât dacă o aducea într-o cameră întunecată, lumina de parcă ar fi fost aprinse sute de lumânări. Țarul Vislav a dus-o la el în cabinet și a așezat-o la vedere ca pe un obiect de mare preț care merita să fie păstrat o veșnicie. Din acel moment, pasărea a încetat să mai vină în grădina țarului. Vislav și-a chemat din nou copiii și le-a spus: "Feții mei iubiți, plecați, găsiți pasărea de foc și aduceți-mi-o vie. iar ceea ce am promis înainte va primi de bună seamă acela care mi-o va aduce. Dimitri și Vasilii începură să-l urască pe fratele lor Ivan Țarevici pentru că reușise să smulgă o pană din coada păsării de foc. Au luat de la tatăl lor cele trebuitoare pentru drum și au plecat împreună în căutarea păsării. Ivan Țarevici a început să se roage de tatăl său să-l binecuvinteze și pe el. Țarul Vislav însă i-a spus: "Fiul meu iubit, comoara mea, tu ești încă tânăr și nu ești pregătit pentru un asemenea drum lung și anevoios. De ce să te desparți de mine? Frații tăi oricum au plecat. Ei, dacă pleci și tu și veți lipsi mult timp toți trei. Eu sunt deja bătrân și pot să-mi dau duhul în orice clipă. Dacă, în timp ce sunteți plecați, îmi ia Dumnezeu zilele, cine o să conducă împărăția mea? Poate să izbucnească vreo răzmeriță sau să apară zâzanii în rândul poporului și atunci nu va avea cine să-l stăpânească. Sau dușmanul ne va călca pământurile și atunci cine să comande armata noastră?" Oricât a stăruit țarul Vislav să-l facă pe Ivan Țarevici să se răzgândească, nu a putut. A fost nevoit să-i dea drumul să plece la rugămințile lui. Ivan Țarevici a luat de la părintele său partea ce îi se cuvenea și a luat un cal și a plecat la drum, neștiind nici el încotro merge. A mers mult, a mers puțin, nu se știe, pentru că povestea lezne se dea până, dar treaba a nevoie se face. Într-un târziu a ajuns într-un câmp larg, pe niște pajiști verzi. A sărit un stâlp pe care scria: "Cine va merge drept înainte, va suferi de foame și de frig. Cine o va lua spre dreapta, va fi sănătos și viu, dar calul său va muri. Iar cine o va lua spre stânga, acela va fi ucis, iar calul său va rămâne în viață." Ivan Țarevici a citit inscripția de pe stâlp și a plecat spre dreapta, gândindu-se că, dacă îi va fi ucis calul, cel puțin va rămâne el în viață și, cu timpul, va putea să-și găsească altul. A mers o zi, două, trei. Deodată i-a ieșit în cale un lup sur, uriaș, și i-a spus: "Ce naiv ești, Ivan Țarevici! Ai citit doar ce scria pe stâlp, că o să moară calul. Atunci, de ce ai luat-o încoace?" Spunând acestea, lupul cel rău i-a sfâșiat calul și a plecat de acolo. Ivan Țarevici s-a necăjit pentru calul său, a izbucnit în lacrimea mare și a plecat mai departe pe jos. A mers toată ziua, a obosit și, când să se așeze să se odihnească nițel, l-a ajuns din urmă lupul cel sur și i-a spus: "Mi-e milă de tine, Ivan Țarevici, că te-ai obosit mergând pe jos. Îmi pare rău și pentru că ți-am mâncat calul. Încalecă pe mine și spune-mi unde să te duc și pentru ce." Ivan Țarevici i-a spus încotro s-a pornit și cel mână într-acolo. Lupul cel sur a luat-o la goană, fugind mai repede decât calul, iar noaptea a ajuns cu Ivan Țarevici în spatele unui zid de piatră nu foarte înalt. S-a oprit și a spus: "Ei, Ivan Țarevici, coboară de pe mine și sar peste zidul acesta. Dincolo de zid este o grădină, iar acolo stă pasărea de foc într-o colivie de aur. Tu să iei pasărea de foc, dar să nu iei și colivia, pentru că altminteri n-ai să mai scapi de acolo. Te vor prinde cât ai bate din palme." Ivan Țarevici a trecut peste zidul de piatră, a intrat în grădină și a văzut acolo pasărea de foc, pe care a îndrăgit-o mult. A luat pasărea din colivie și a plecat înapoi, dar s-a răzgândit și a zis: de ce am luat pasărea de foc fără colivie? Unde am s-o pun? S-a întors și a luat colivia din copac. În toată grădina au răsunat pocnete și tunete, de parcă acea colivie ar fi fost legată de niște corzi. Străjerii s-au trezit, au venit în grădină, l-au prins pe Ivan Țarevici cu pasărea de foc și l-au dus la țarul lor, pe care îl chema Dolmat. Țarul Dolmat s-a mâniat peste poate pe Ivan Țarevici și i-a spus cu glas răstit: cum de nu ți-e rușine să furi, tinere? Cine ești și de pe ce meleaguri? Al cui ești și cum te cheamă? Sunt din împărăția țarului Vislav, sunt fiul lui și mă numesc Ivan Țarevici. Pasărea ta de foc s-a înnădit la merele de aur ale tatălui meu. Venea în fiecare seară și a distrus aproape tot pomul. De aceea tatăl meu m-a trimis în căutarea ei și mi-a poruncit să i-o aduc vie. Vai, tinere Ivan Țarevici, i-a spus țarul Dolmat, e frumos oare ce ai făcut? Trebuia să fi venit la mine să-mi fi spus și ți-aș fi dat-o bucuros. Dar așa, cum o să-ți fie când am să trimit în toate împărățiile vestea despre purtarea ta josnică? Totuși, dacă îmi faci un hatâr și te duci în cea de-a 30-a împărăție și mi-aduci de la țarul Afron calul cu coamă de aur, am să te iert pentru fapta ta și am să-ți dau cu mare plăcere pasărea de foc. Dacă nu, am să dau știre în toate împărățiile că ești un hoț netrebnic. Ivan Țarevici a plecat de la țarul Dolmat, promițându-i că îi va aduce calul cu coamă de aur. A venit la lupul cel sur și a povestit tot ce i-a spus țarul Dolmat. Ce naiv poți să fii, Ivan Țarevici, i-a spus lupul cel sur. De ce nu mi-ai ascultat cuvântul și ai luat colivia de aur? Sunt vinovat față de tine, i-a răspuns Ivan Țarevici. Bine, s-o lăsăm baltă, i-a spus lupul. Urcă-te în spatele meu, am să te duc acolo unde ai nevoie. Ivan Țarevici s-a urcat în spatele lupului sur, iar acesta a fugit ca din pușcă și a ajuns în cele din urmă, noaptea, în împărăția țarului Afron. Ajungând la grajdurile din piatră albă ale țarului, lupul cel sur i-a spus: du-te, Ivan Țarevici, în grajd, că acum toți grăjdarii dorm adânc, și ia calul cu coamă de aur. Nu mai bagă de seamă, în cui atârnă căpăstrul de aur. Tu să nu-l iei, că va fi de rău. Ivan Țarevici a intrat în grajdul de piatră albă, a luat calul cu coamă de aur și a plecat cu el înapoi. Dar, văzând că păstrul a târnat pe perete, i-a plăcut atât de mult, încât a pus mâna pe el cu gândul să-l ia. Dar în tot grajdul au răsunat pognete și tunete, pentru că acel căpăstru era legat de niște strune. Grăjdarii s-au trezit, au sărit, l-au prins pe Ivan Țarevici și l-au dus la țarul Afron. Acesta a început să-l descoasă. Ce tânăr ești, flăcăule! Spune-mi din ce împărăție vii, al cui fiu ești și cum te cheamă? Sunt din împărăția lui Vislav, sunt fiul țarului și mă cheamă Ivan Țarevici. Ei, Ivan Țarevici, tinere viteaz, ce-ai făcut tu se poate numi o treabă demnă de un cavaler cinstit? Să fi venit la mine și să mi-l fi cerut, ți l-aș fi dat cu dragă inimă. Și acum spune-mi, cum ai să te simți când am să trimit peste tot vestea că te-ai purtat fără cinste în împărăția mea? Dar ascultă, Dacă mi îndeplinești dorința de a mi-o aduce pe prințesa Elena cea prea frumoasă, de care sunt îndrăgostit, dar la care nu pot ajunge, am să-ți iert greșeala și am să-ți dau cu mare bucurie calul cu coamă de aur. Iar dacă nu-mi îndeplinești această dorință, am să dau de știre peste tot că ești un hoț netrebnic și am să le scriu tuturor ce ai făcut tu în împărăția mea. Ivan Țarevici i-a promis țarului Afron să-i o aducă pe prințesa Elena cea prea frumoasă și a plecat plângând de la palat. A venit la lupul cel sur și a povestit tot ce i s-a întâmplat. Cât de naiv poți să fii, Ivan Țarevici, i-a spus lupul cel sur. De ce nu mi-ai respectat povața și ai luat căpăstrul de aur? Sunt vinovat față de tine, i-a spus Ivan Țarevici lupului. Bine, s-o lăsăm baltă, a spus lupul cel sur. Urcă-te în spatele meu și am să te port până unde ai tu nevoie. Ivan Țarevici s-a urcat în spatele lupului sur, iar acesta a țâșnit, fugind iute ca săgeata. Și nu peste multă vreme a ajuns în țara prințesei Elena cea prea frumoasă. Ajungând la grilajul de aur, care înconjura o minunăție de grădină, lupul cel sur i-a spus lui Ivan Țarevici: coboară acum de pe mine, du-te înapoi pe același drum pe care am venit încoace și așteaptă-mă în câmp sub un stejar. Ivan Țarevici s-a dus unde îi se poruncise. Lupul cel sur s-a așezat lângă grilajul de aur, așteptând să iasă la plimbare prin grădină prințesa Elena cea prea frumoasă. Spre seară, când soarele a început să coboare spre amurg, pentru că trecuse arșița, prințesa Elena cea prea frumoasă a ieșit să se plimbe prin grădină împreună cu dădacele și boieroaicele. Când s-a apropiat de locul unde stătea, dincolo de zăbrele, lupul cel sur, acesta a sărit peste grilaj în grădină, a înșfăcat-o pe prințesă, a sărit înapoi și a fugit cu ea cât îl țineau picioarele. A ajuns în câmpia întinsă, la stejarul sub care l-aștepta Ivan Țarevici și i-a spus: Ivan Țarevici, urcă-te în spatele meu. Acesta s-a urcat, iar lupul cel sur i-a dus în împărăția țarului Afron. Dădacele și boieroaicele de la curte, care se plimbau prin grădină cu prințesa Elena cea prea frumoasă, au dat fuga în palat și au trimis în urmărirea fugarilor o poteră. Dar, oricât au gonit poterașii, nu i-au putut ajunge și s-au întors. Ivan Țarevici, stând pe spinarea lupului alături de prințesă, s-a îndrăgostit lulea de Elena cea prea frumoasă și ea de el. Și când lupul cel sur a sosit în împărăția lui Afron, iar Ivan Țarevici trebuia să o ducă pe prințesa Elena cea prea frumoasă la palat și să o predea țarului, el a început să plângă cu lacrimi amare. Lupul cel sur l-a întrebat: de ce plângi, Ivan Țarevici? Ivan Țarevici a răspuns: cum să nu plâng, prietene, lupule sur? Cum să nu fiu supărat? M-am îndrăgostit lulea de prințesa Elena, iar acum sunt nevoit să-i o dau țarului Afron în schimbul calului cu coamă de aur. Iar dacă nu-i o dau, mă voi face de râs prin toate împărățiile. Ți-am slujit multă vreme, am să te ajut și acum, i-a spus lupul cel sur. Ascultă, eu am să mă prefac în prințesa Elena, iar tu dă-mă țarului Afron și ia calul cu coamă de aur. El mă va lua drept prințesa cea adevărată, iar când tu ai să te urci pe calul cu coamă de aur și ai să fii destul de departe, eu am să-i cer voie țarului Afron să mă lase să mă plimb pe câmp. Când o să-mi dea voie să ies cu dădacele și cu toate boieroaicele de la curte și vom ajunge în câmp, tu să-ți amintești de mine și eu am să fiu lângă tine." Zicând acestea, lupul cel sur s-a aruncat la pământ și s-a prefăcut în prințesa Elena cea prea frumoasă. Atât de bine semăna cu cea adevărată, încât nu puteai să-ți dai seama că nu era chiar ea. Ivan Țarevici l-a luat pe lupul cel sur, s-a dus cu el în palat la țarul Afron, iar prințesei Elena cea prea frumoasă i-a spus să-l aștepte în afara orașului. Când Ivan Țarevici a venit la țarul Afron cu prea frumoasa Elena cea neadevărată, acesta s-a bucurat nespus pentru minunata comoară pe care o dorea de atâta amar de vreme. El a primit-o pe prințesa cea neadevărată, iar calul cu coamă de aur i-a fost dat lui Ivan Țarevici. Ivan Țarevici a încălecat pe acest cal și a ieșit din oraș. A urcat-o în șa lângă el și pe Elena cea prea frumoasă și s-a îndreptat spre împărăția lui Dolmat. Lupul cel sur a trăit la curtea țarului Afron o zi, două, trei sub chipul prea frumoasei prințese Elena, iar în cea de-a patra zi a venit la țar și a cerut învoire să iasă la plimbare ca să-și mai alunge tristețea și dorul de casă. Țarul Afron i-a răspuns: "O, minunata mea prințesă, fac orice pentru tine, te las să te plimbi prin câmpul deschis." În același timp le-a poruncit dădacelor și tuturor boieroaicelor de la curte să iasă cu prințesa în câmp la plimbare. Ivan mergea cu Elena cea prea frumoasă și, vorbind cu ea, a uitat cu desăvârșire de lupul cel sur. Într-un târziu și-a amintit de el: "Pe unde o fi lupul meu sur?" Deodată acesta a apărut ca din pământ în fața lui Ivan Țarevici. "Urcă-te în spatele meu, Ivan Țarevici, iar pe prea frumoasa prințesă s-o lași să meargă călare pe calul cu coamă de aur." Ivan Țarevici s-a urcat în spatele lupului cel sur și au plecat în împărăția țarului Dolmat. La vreo 3 verste înainte de a intra în oraș, s-a oprit. Ivan Țarevici a început să-l roage pe lupul cel sur: "Ascultă, prietene, m-ai slujit atâta timp, mai îndeplinește-mă dorință, te rog. N-ai putea să te prefaci în cal cu coamă de aur în locul celui adevărat, pentru că n-aș vrea să mă despart de el." Lupul cel sur s-a aruncat la pământ și s-a prefăcut în cal cu coamă de aur. Ivan Țarevici a lăsat-o pe prea frumoasa prințesă Elena pe calul cu coamă de aur și a plecat călare pe lupul sur prefăcut în cal. De îndată ce l-a văzut pe Ivan Țarevici venind cu calul cu coamă de aur, țarul s-a bucurat nespus. L-a întâmpinat pe Țarevici în curtea cea mare, l-a sărutat, l-a luat de mână și l-a condus în palat. Țarul Dolmat a poruncit să se facă un mare ospăț. S-au așezat la mesele mari de stejar, acoperite cu fețe albe, au mâncat, au chefuit și s-au veselit 2 zile încheiate. Iar în cea de-a treia, țarul i-a dat lui Ivan Țarevici pasărea de foc și colivia de aur. Țareviciul a luat pasărea de foc, a ieșit din oraș, a încălecat pe calul cu coamă de aur împreună cu prea frumoasa prințesă Elena și au pornit spre împărăția țarului Vislav Andronovici. Țarul Dolmat s-a gândit a doua zi să călărească nițel prin câmp pe calul său cu coamă de aur. Când l-a îndemnat la trap, calul l-a trântit, s-a prefăcut în lupul cel sur și l-a ajuns din urmă pe Ivan Țarevici. "Ivan Țarevici", i-a spus el, "urcă-te în spinarea mea, iar pe prințesa Elena cea prea frumoasă s-o lași să meargă călare pe calul cu coamă de aur." Ivan Țarevici s-a urcat la lupul cel sur în spinare și s-au așternut la drum. Când au ajuns la locul unde lupul cel sur i-a sfâșiat calul lui Ivan Țarevici, el s-a oprit și a spus: „Ei, Ivan Țarevici, te-am slujit destulă vreme cu dreptate și credință. În acest loc ți-am sfâșiat calul. Până aici te-am și adus. Coboară de pe lupul cel sur, căci acum ai calul cu coamă de aur. Așa că încalecă și du-te încotro dorești, că eu de acum nu-ți mai sunt slugă." Zicând acestea, lupul s-a îndepărtat în fugă, iar Ivan Țarevici a început să plângă după el și a plecat în drumul său împreună cu prea frumoasa prințesă Elena. Au mers ei cât au mers și, la vreo 20 de verste de împărăția țarului Vislav, s-au oprit, au descălecat și s-au întins să se odihnească la umbra unui copac de care au legat calul. Olivia cu pasărea de foc a pus-o Ivan lângă sine. Stând întinși pe iarbă și spunându-și vorbe dulci, cei doi au căzut într-un somn adânc. Chiar atunci s-a nimerit ca cei doi frați, Dimitri și Vasilii, după ce colindaseră prin multe țări fără să găsească ceea ce căutau, să se întoarcă spre casă. Au dat din întâmplare de Ivan Țarevici și de prințesa Elena cea prea frumoasă. Văzând calul cu coamă de aur și pasărea de foc în colivia ei de aur, s-au gândit să-l ucidă pe fratele lor. Dimitri Țarevici a scos palușul din teacă, l-a înjunghiat pe Ivan Țarevici și l-a tăiat în bucăți. Apoi a trezit-o pe prințesa Elena cea prea frumoasă și a început să o descoasă. „Frumoasă fată, din ce împărăție ești? Cine este tatăl tău și cum te cheamă?" Prințesa Elena cea prea frumoasă a văzut că Ivan Țarevici este mort, s-a înspăimântat, a izbucnit în plâns și l-a răspuns printre sughițuri: „Sunt prințesa Elena cea prea frumoasă și m-a luat Ivan Țarevici, pe care voi l-ați dat morții cumplite. Ați fi fost niște cavaleri adevărați dacă ați fi ieșit în câmp, v-ați fi luptat cu el și l-ați fi învins când era viu, dar așa l-ați omorât în somn. Ce laude așteptați de la mine? Omul care doarme este ca și mortul." Atunci Dimitri Țarevici i-a proptit palușul în piept prea frumoasei prințese Elena și i-a zis: „Ascultă, acum ești în mâinile noastre. Te ducem la părintele nostru, țarul Vislav Andronovici, iar tu să-i spui că noi suntem cei care v-am găsit pe tine, pasărea de foc și calul cu coamă de aur. Dacă nu jur că ai să-i spui întocmai așa, te vom ucide." Prea frumoasa prințesă Elena s-a speriat de moarte și s-a jurat pe toți sfinții că va spune cum i s-a poruncit. Dimitri Țarevici și Vasilii Țarevici au început să tragă la sorți a cui să fie prințesa Elena și al cui calul cu coamă de aur. Sorții au hotărât ca prea frumoasa prințesă să-i revină lui Vasilii, iar calul cu coamă de aur lui Dimitri. Vasilii Țarevici a luat-o pe prea frumoasa prințesă Elena, a urcat-o pe calul său, iar Dimitri Țarevici a încălecat pe calul cu coamă de aur. A luat colivia cu pasărea de foc ca să o ducă tatălui său și au pornit la drum. Ivan Țarevici a zăcut mort în acel loc 30 de zile încheiate, până când a dat de el lupul cel sur, care l-a recunoscut după miros. I-a încolțit dorința să-l ajute, să-l învie, dar nu știa cum să o facă. În acel moment, lupul cel sur a văzut un corb cu doi pui care se roteau deasupra cadavrului și voiau să coboare ca să mănânce din trupul lui Ivan. Lupul cel sur s-a ascuns după un tufiș și de îndată ce puii de corb s-au lăsat pe pământ și au început să ciugulească din carnea mortului, s-a repezit de după tufiș a înhățat unul din pui și se pregătea să-l sfâșie în două. Atunci corbul s-a lăsat pe pământ, ceva mai depărtișor de lupul cel sur, și i-a spus: "Lupule sur, lasă-mi copilul în pace, el nu ți-a făcut nimic." "Ascultă," îi răspunse acesta, "n-am să mă ating de copilul tău și am să-l slobozesc viu și nevătămat dacă mi îndeplinești o dorință: să te duci în cea de-a 30-a țară și să-mi aduci de acolo apă moartă și apă vie." "Am să fac asta pentru tine," i-a răspuns corbul, "numai să nu-i faci copilului meu niciun rău." Zicând aceste vorbe, corbul și-a luat zborul și s-a făcut nevăzut. S-a întors în cea de-a 3-a zi și a adus cu el două sticluțe. Într-una era apă vie, în cealaltă apă moartă, pe care i le-a dat lupului sur. Acesta a luat sticluțele, a rupt puiul de corb în două, l-a stropit cu apă moartă și puiul a devenit cum era înainte. L-a stropit apoi cu apă vie. Puiul de corb s-a scuturat și și-a luat zborul. După aceea, lupul cel sur l-a stropit pe Ivan Țarevici cu apă moartă și corpul lui s-a lipit la loc. L-a stropit apoi cu apă vie și Ivan Țarevici s-a ridicat și a spus: "Ce mult am putut dormi!" "Da, Ivan Țarevici," zise lupul, "ai fi dormit pe vecie dacă n-aș fi fost eu. Te-au tăiat în bucăți frații tăi. Au luat-o pe prea frumoasa prințesă Elena, calul cu coamă de aur și pasărea de foc și au plecat cu ele. Acum grăbește-te să ajungi cât poți de repede în țara ta, pentru că fratele tău, Vasili Țarevici, se însoară chiar astăzi cu logodnica ta, prințesa Elena cea prea frumoasă. Ca să ajungi mai repede acolo, urcă-te în spinarea mea, am să te duc eu." Ivan Țarevici a încălecat pe lupul cel sur, acesta a rupt-o la fugă cu el în spate și, nu peste multă vreme, au ajuns la porțile orașului. Ivan Țarevici s-a dat jos de pe spinarea lupului cel sur, a intrat în oraș, s-a dus drept la palat și a ajuns chiar când fratele său Vasili Țarevici se cununa cu prea frumoasa prințesă Elena. Tocmai se întoarseră de la cununie și se așezaseră la masă. Ivan Țarevici a intrat în palat și, de îndată ce Elena cea prea frumoasă l-a zărit, a zbugit-o de la masă, s-a repezit la el, a început să-l sărute și să strige: "Iată, acesta-i mirele meu iubit, Ivan Țarevici, și nu cel care s-a așezat la masă." Țarul Vislav Andronovici s-a ridicat de la locul său și a început să o întrebe pe prea frumoasa prințesă Elena ce însemnau toate acestea. Ce tot îndruga ea? Elena cea prea frumoasă i-a povestit adevărul adevărat, totul așa cum fusese: cum a luat-o Ivan Țarevici din țara ei, cum a căpătat el calul cu coamă de aur și pasărea de foc, cum frații lui cei mari l-au ucis în timp ce dormea și cum a obligat-o să spună că toate acestea le obținuseră ei. Țarul Vislav s-a supărat rău de tot pe Dimitri și pe Vasili Țarevici și i-a închis în temniță. Iar Ivan Țarevici s-a căsătorit cu prea frumoasa prințesă Elena și au început să trăiască în înțelegere și iubire și nu mai puteau unul fără celălalt. Și am încălecat pe șa și v-am spus povestea așa.